Compania Linamar, prin divizia Oroș de Agricultură, se prezintă și anul acesta la Târgul Indagra cu o serie de echipamente pentru recoltat porumb și floarea soarelui. Pentru recoltat porumb avem două echipamente, acesta de lângă mine, echipamentul Cornado, Oroș Cornado, și de asemenea echipamentul Oroș Classic HSA. Două echipamente performante. Cornado este marca premium, iar Classic este un echipament pe care îl producem de 30 de ani și care este la a treia generație. Echipamente cu cadru fix, 70 de centimetri și 75 de centimetri distanță între rânduri, 8 rânduri, 6 rânduri, 5 rânduri și 4 rânduri. Sunt adaptabile la orice fel de combină care există în momentul de față pe piața românească. Aș vorbi un pic mai mult despre echipamentul nostru premium, Cornado, care poate să fie cu cadru fix sau cu cadru rabatabil. Aici, lângă noi, avem un echipament pe 12 rânduri, 70 de centimetri, cu cadru rabatabil. Este foarte important ca atunci când fermierul dorește să se deplaseze între solele de recoltat, să poată să aibă un echipament care să poată fi rabatabil și în același timp în acord cu regulamentele de deplasare pe drumurile publice. Punem la dispoziția fermierilor și remorci pentru transportul acestor echipamente, dacă se dorește ca echipamentul să fie cu cadru fix, ceea ce este posibil la echipamentele Cornado, deci avem cu cadru fix și cu cadru rabatabil. Acest echipament Cornado este un echipament performant, unul dintre cele mai bune echipamente de pe piață. În primul rând, un foarte bun raport preț-calitate și, în al doilea rând, tocarea, care este foarte, foarte bună, una dintre cele mai bune tocări ale resturilor vegetale în lucru. Un alt punct important al acestui echipament este faptul că pierderile sunt extrem de mici. Dintre opțiunile care poate fi dotat acest echipament, în primul rând, protecțiile pentru anvelope, în al doilea rând, dispozitivul pentru păstrarea înălțimii de tăiere și pentru combinele Class și John Deere avem de asemenea și posibilitatea de atașare a autopilotului. Este dotat de asemenea cu extensii laterale care se folosesc pentru porumbul înalt, pentru reducerea pierderilor și de asemenea cu melci laterali atunci când este necesar să se lucreze într-un porumb care este căzut din cauza, eu știu, diferitelor intemperii. Atât la echipamentul Cornado, cât și la echipamentul Oroș Classic, există un kit specializat pentru floarea soarelui. Aici lângă mine se găsește un echipament pentru recoltat floarea soarelui, echipament care este pe 8 rânduri, 70 de centimetri, dotat cu opțiune specială și anume tocător pentru tulpini. Pierderile cu acest echipament sunt extrem de reduse, undeva în jur de 0,6% față de echipamentele de porumb dotate cu kit de floarea soarelui care au pierderi mult mai ridicate. Este un echipament dotat cu tăvi special profilate, astfel încât aceste pierderi să se reducă prin faptul că tăvile sunt profilate și preiau foarte bine tot materialul care este de recoltat. Și în al doilea rând, aceste tăvițe sunt îndreptate către spate, către masa echipamentului și spre combină, astfel încât să nu existe supraîncărcare din cauza debitului mare de floarea soarelui atunci când se merge cu o viteză mai mare. Opțiunea aceasta cu tocător de resturi vegetale este foarte bună pentru că reduce numărul de treceri, deci atunci când se realizează recoltarea, se face și tocarea tulpinilor, o economie de combustibil prin eliminarea unei alte treceri pentru eliberarea terenului. Anul acesta la Indagra, noutatea este echipamentul Oroș Sanin pentru recoltat floarea soarelui, independent de distanța dintre rânduri. Lățimea lui este de 9 metri. Un echipament eficient, pierderile sunt relativ mici, iar viteza
cu care se poate merge la recoltare este undeva în jurul la 7-8 km la oră.